Firma care efectuează lucrările de construcție a noii centrale de cogenerare din Suceava a fost condiționată pentru obținerea unui credit de peste 62 de milioane de euro de o bancă vieneză să fie proprietara terenului pe care vor fi clădirile. Pentru acest lucru, aleșii locali suceveni trebuie să voteze vânzarea suprafeței de 5 hectare de teren de la primărie către firmă. A fost la Suceava directorul general al firmei Adrem Invest de la București, domnul Bogdan Antonescu, care a prezentat o copie a contractului de finanțare a investiției încheiat în data de 21 martie 2013 la Viena între Raiffeisen Bank International și Bioenergie Suceava pentru suma de 62.750.000 de euro. Iar în acest contract, la articolul 19.32 litera O, este o condiționare din partea băncii ca Bioenergie să fie proprietarul terenului, deci astăzi acolo este concesiune. Cuvinte, banca impune această condiție, care e corectă și normală până la urmă, să fie Bioenergie proprietar pe teren. Astăzi, așa cum se știe, acolo este un contract de concesiune pe 30 de ani. Ca atare, voi intra în Consiliul Local, probabil voi convoca o ședință extraordinară data de joi, 18 aprilie, în care voi propune această vânzare către Bioenergie, de către municipiul Suceava, de Consiliul Local, a acestei suprafețe de teren de acolo de 5 hectare. În prezent, terenul respectiv este concesionat pe o perioadă de 30 de ani, iar valoarea concesiunii se ridică la suma de 300.000 de euro. În primul rând, din estimări, valoarea vânzării este mai mare decât valoarea concesiunii care se plătește în următorii 30 de ani. În același timp, un alt avantaj, deci concesiunea se plătește o anumită valoare anual, banii se încasează totodată. Un alt avantaj ar fi faptul că, așa cum se știe, avem nevoie de bani ca de aer la termică pentru plata gazului metan, să putem furniza gaz metan în continuare, și voi propune ca suma, în măsura în care se aprobă acest contract de vânzare, să fie folosit bani încasați, să fie folosiți la plata gazului metan, să putem asigura apă caldă în continuare populației. În același timp, sigur că nu se întâmplă nimic cu destinația terenului, toate condiționările din contractul de concesiune vor fi preluate de contractul de vânzare. Deci acel teren în continuare are această destinație, chiar dacă se vinde, pentru construirea centrală termică pe ea.